Marți după amiază, pe raza localității Albeștii de Argeș, a avut loc un accident rutier. Două autoturisme s-au ciognit, una dintre acestea a intrat într-o țeavă de gaz și a provocat scurgeri de gaze. La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentul de pompieri Curtea de Argeș cu o auto specială de intervenție pentru a asigura măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor. Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii accidentului.